Stimate domnule președinte, stimați invitați, stimați colegi mediatori, bună seara și bine ați venit la Gala Mediatorilor 2013. Înainte de orice, aș dori să mulțumesc oaspeților pentru că și-au răpit din timpul prețios pentru a fi împreună cu noi mediatorii, fapt ce ne arată, dacă mai era nevoie, de sprijinul pe care profesia noastră se bucură în societate. Acest lucru dovedește că schimbarea de mentalitate de la o mentalitate trecută, conflictuală, spre o mentalitate îndreptată spre dialog și comunicare se produce și se produce mai repede decât am anticipat vreodată. În aceste condiții avem o societate viitoare spre care sperăm și tindem, care ne va fi cu totul și cu totul mai bună, mai înclinată spre schimbare, mai înclinată spre comunicare și spre prietenie. Suntem o profesie tânără, ambițioasă, dornică de afirmare, care în ultimii 2 ani a dovedit că se poate maturiza foarte repede și devine, pe zi ce trece, una din soluțiile concrete de care avem nevoie pentru un spirit ales și nobil al cetățeanului român. Prin spirit și dorința de bine, mediatorii au drept coloană vertebrală construirea consensului și, ca urmare a acestui lucru, avem obligația, stimați colegi, de a deveni actorii de succes ai unei societăți moderne. Și încă un lucru. Medierea este un bun național. Vă mulțumesc și o să invit pe colega mea, Gabi Mihuț, pentru a începe decernarea premiilor. Bună seara! Mă simt onorată să fiți alături de noi la această gală. Vreau să adresez un salut călduros tuturor, domnului președinte, și vă rog să-mi permiteți să încep decernarea premiilor cu oferirea premiului către cel care este mediatorul, întâiul mediator al țării, mediatorul constituțional, care a dus cu mare, mare succes și responsabilitate la capăt aceste sarcini și... Dacă vreți, mediatorul căruia îi datorăm în această seară, această gală, legea 192/2006, legea 115/2012 au fost promulgate de către domnul președinte Traian Băsescu, pe care îl rog să poftească pe scenă pentru premieră. Și o diplomă de onoare și titlul de ambasador al medierii. Vă rog. Poate vreți să rostiți 2 cuvinte. Prima condiție pentru un mediator este să fie sincer. Iar eu recunosc că prin Constituție sunt mediatorul constituțional în societatea românească, în relațiile societății cu instituțiile, în relațiile între instituții. Dar trebuie să recunosc faptul că mie nu mi-a reușit grozav. Iar dumneavoastră vă doresc din tot sufletul să vă reușească medierile mai bine decât mi-a reușit mie. Pentru că prin natura muncii dumneavoastră lucrați foarte aproape de oameni. Președintele lucrează cu instituții, de multe ori e mai dificil.
dar încărcătura umană pe care o are funcția de mediator, pe care dumneavoastră o îndepliniți, în mod cert, implică, dincolo de rațiune, dincolo de probitate profesională, dincolo de încrederea pe care părțile trebuie să o aibă în dumneavoastră, și multă căldură umană. Este extraordinar de important că prin lege, prin legislație, s-a creat și instituția mediatorului, acela care de multe ori poate suplini lipsa capacității de comunicare între oameni. Soți și soții, prieteni de o viață, la un moment dat nu mai pot comunica. Iar instituția dumneavoastră este aceea care are ca principală misiune să redeschidă comunicarea. O comunicare ce se bazează pe deplina înțelegere a părților cu privire la lucrurile asupra cărora s-au înțeles. Mi se pare esențial ca atunci când o mediere se încheie, ambele părți să știe perfect, să înțeleagă perfect lucrurile asupra cărora au convenit, și adesea astfel de înțelegeri sunt mai trainice decât hotărârile judecătorești, pentru că sunt făcute în deplină cunoștință de cauză. Avantajul pe care dumneavoastră îl aveți și este extraordinar, este acela că de la dumneavoastră ambele părți pleacă mulțumite, ceea ce aproape niciodată nu se întâmplă în justiție. Întotdeauna cel care pierde va spune că a fost nedreptățit. Sigur că va spune pe nedrept că a fost nedreptățit, pentru că judecătorul este corect, aplică legea. Dar înțelegerea lui față unei părți, a celei care pierde de regulă, este că a fost nedreptățit, pentru că el de asta s-a dus în instanță, să îi se facă dreptate. Și dacă nu-i dreptatea lui, înseamnă că nu-i drept. Pe când dumneavoastră aveți șansa uriașă ca ambele părți să plece mulțumite din fața dumneavoastră. Mai mult decât atât, cred că este esențial ca oamenii să înțeleagă faptul că dumneavoastră nu sunteți judecători. Faceți niște bune oficii. Hotărârile dumneavoastră sau hotărârile părților mediate de dumneavoastră nu au puterea unui act din instanță. Însă, în mod categoric, ele pot fi mult mai trainice și pot face ca oamenii să plece din fața dumneavoastră, în cele din urmă, prieteni. Sau respectându-se unul pe altul, ceea ce nu întotdeauna se întâmplă în instanțe. Eu am văzut de foarte multe ori și primesc petiții, cei din CSM care sunt în sală știu foarte bine că adesea le trimit către ei, în care oamenii îmi scriu: domnul președinte, n-ați avut dreptate, pentru că pe hotărârea judecătorească se scrie noi președintele României. Și uite așa, ajung de multe ori să fiu acuzat că am judecat ceva ce nici nu știu. Dar este extraordinar de important că dumneavoastră puteți face ca oamenii să plece din fața dumneavoastră prieteni. Vreau să vă mulțumesc mult pentru acordarea acestui premiu pe care, repet, nu sunt convins că îl merit, dar ca gest, ca simbolistică, este un lucru care mă bucură și vă mulțumesc. Am încredere că, deși nu sunteți partea justiției, ci un partener al justiției, veți fi un partener loial,
un partener dedicat care veți face ca oamenii să înțeleagă mai bine că dialogul este până la urmă esența conviețuirii într-o societate civilizată. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes. N-aș vrea să credeți că am venit știind că am de luat un premiu și plec imediat, dar în modul cel mai sincer, încă am un program până la ora 21, din jumătate în jumătate de oră. Așa că am fugit pentru, în speranța că la 19:30, la 18:30 ajung la următoarea întâlnire. Chiar dacă întârzii puțin, oricum o să mai stau până mai dați câteva premii, după care o să plec și vă doresc distracție plăcută. Poate că această întâlnire a dumneavoastră are și rolul, dincolo de a da premii, de a socializa, de a să vă facă să plecați de aici prieteni. Vă mulțumesc mult! Mulțumim domnului președinte pentru prezența astăzi aici și pentru cuvintele frumoase adresate nouă și pentru aprecierile vis-a-vis de profesia de mediator. Suntem convinși că a meritat premiul pe care l-a primit. Emoțiile sunt foarte mari, sunt atâtea premii de acordat și atâtea merită de recunoscut, astfel încât dacă vor fi anumite lucruri care nu vor funcționa în tocmai, deși cred că vor funcționa, să știți că se întâmplă din cauza emoțiilor. Următoarea categorie de premii se decernează unor persoane care au acordat o atenție medierii, introducând medierea în planul de guvernare, și o să începem cu invitarea reprezentanților celor premiați pentru a ridica premiul și a spune câteva cuvinte. Pentru domnul prim-ministru Victor Ponta, rugăm să poftească pe scenă domnul consilier Vișoian Corneliu pentru ridicarea premiului și rostirea speech-ului. Da. Pentru pentru președintele Camerei Deputaților, domnul Valeriu Zgonea, va ridica premiul doamna deputat Cristina Nichita, pe care o rugăm să poftească pe scenă. Bună seara! Sunt onorată să spun câteva vorbe după domnul președinte. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, dragi oaspeți! Președintele Zgonea nu a putut fi prezent la acest eveniment, dar vă transmite un salut, mult succes în activitatea dumneavoastră și vă asigură că veți avea în domnia sa și în deputații de la Camera Deputaților un sprijin de fiecare dată când dumneavoastră veți avea nevoie. O seară frumoasă, succes, și sunt emoționată să fiu alături de dumneavoastră, eu personal, pentru că înainte să intru în politică, înainte să intru în campanie electorală, m-am înscris la un master în mediere și consiliere. Doamne ajută, poate că când nu voi mai fi deputat, voi fi mediator, pentru că la asta cred că mă pricep mai bine. Mulțumesc! Următorul premiat este domnul ministru Titus Corlățean, pentru care va ridica premiul domnul consilier Cornel Miclescu.
Din păcate, domnul ministru Corlățean nu poate fi prezent, este, ca să spun așa, la datorie, este într-o vizită oficială în Elveția. Domnule președinte, stimate gazde, stimați invitați, în perioada în care domnul ministru Corlățean a fost ministrul justiției, e scurt, e adevărat, în cursul anului trecut, medierea a reprezentat una dintre preocupările Ministerului Justiției. În noile coduri de procedură a fost cuprinsă obligativitatea de a recomanda medierea ca soluție pentru rezolvarea litigiilor. Se spunea aici, se aduceau mulțumiri domnului președinte pentru că a promulgat legea. Domnul președinte a promulgat-o, desigur, după ce legea a fost adoptată în Parlament. Ca ministru al Justiției, domnul Corlățean a susținut aprobarea în Parlament a proiectului de modificare a legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator, iar în cele din urmă, cum spuneam, proiectul a fost aprobat. Ar trebui să adaug că medierea, într-un sens mai larg, nu doar din punctul de vedere al actului de justiție intern, ci și din perspectiva diplomatică, a fost un subiect de interes pentru domnul Corlățean și din poziția sa de ministru al afacerilor externe. Recent, Ministerul a organizat o conferință împreună cu Departamentul Federal al Afacerilor Externe elvețian și cu Centrul pentru Prevenirea Conflictelor din cadrul Secretariatului General al OSCE. Era vorba de gestionarea unor conflicte înghețate, cum se spune, de genul celui din Transnistria. Ca și în cazul medierii între persoane, medierea între state înseamnă să aduci la aceeași masă părți aflate în conflict. În astfel de cazuri, medierea presupune ca statele direct interesate să accepte un mediator de încredere. Așa cum două persoane au de rezolvat un diferend între ele, trebuie să aibă încredere că mediatorul care îi aduce la masa discuțiilor îi poate ajuta să-și rezolve disputa fără să mai ajungă la un proces în instanță. Tot așa, un stat care se bucură de încrederea părților aflate în conflict poate ajuta la găsirea unei soluții pașnice. În ambele cazuri, medierea este un îndemn spre cultura dialogului. Domnul ministru Corlățean a fost și a rămas un susținător al acestui îndemn la dialog și ca ministru al justiției și ca ministru de externe. În numele domnului ministru, vă mulțumesc pentru acest premiu și vă urez succes în activitate. Mulțumesc mult! Mulțumim domnului consilier Miclescu pentru cuvintele frumoase. Următorul premiu se acordă Ministerului Muncii, domnului Codrin Scutaru, care a sprijinit activitatea de mediere de-a lungul timpului și care, mă rog, minister în cadrul căruia funcționează chiar și un oficiu de mediere. Pentru domnul Scutaru va ridica premiul domnul consilier Cezar Angel, pe care îl rugăm să poftească pe scenă. Mulțumesc în numele domnului ministru Scutaru pentru premiul acordat. Din păcate, dumnealui este la datorie, plecat într-o delegație oficială la Istanbul. Pot să vă spun că vin din rândurile dumneavoastră, sunt mediator din anul 2009 și încerc să-l convinc și pe domnul ministru Scutaru să devină mediator. Cu asta mă ocup. Da, ne bucurăm să auzim acest lucru. Mulțumim încă o dată și ne bucurăm să auzim că sunteți, faceți parte din profesie. Următorul premiu va fi acordat domnului ministru Andrei Geria pentru sprijinul în promovarea medierii și susținerea medierii, în special în această vară. Va ridica premiul pentru domnul ministru, doamna Cerasela Pătrășcanu, pe care o rugăm să poftească pe scenă. Bună seara!
Din păcate, domnul ministru nu a putut fi aici în seara aceasta. Vă mulțumesc în numele dumnealui pentru premiul oferit. Domnul ministru continuă să susțină activitatea de mediere, apreciază ceea ce faceți și vă dorește succes să aduceți medierea pe locul care îl merită. Mulțumesc mult de tot! Ar mai trebui să spunem că sunteți mediator, nu-i așa? Proaspăt mediator, mâine o să merg să-mi iau certificatul și adeverința. Iată câte surprize în această seară și aflăm câți colegi mediatori sunt, persoane care s-au remarcat și din nefericire noi nu am știut, dar ne bucurăm să aflăm în acest moment că colegii sunt mediatori. Următorul premiu se acordă unei colege care a depus eforturi pentru ca profesia să fie ceea ce este astăzi. Este în special cunoscută pentru legea 115/2012 și anume doamnei deputată Alina Gorghiu. De emoție și să bună seara. Noroc a plecat președintele că pot și eu să vin la tribună îmbrăcat așa, vin de la birou, iertați-mă. Dați-mi voie să vă zic bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur tare că instituțiile publice și autoritățile și reprezentanții instituțiilor publice au fost astăzi alături de noi și m-aș fi bucurat dacă președintele mai rămânea, că poate pleca în prieten, conform finalului discursului domniei sale. Dar vreau să vă spun așa, pe lume trebuie să existe oameni care generează conflict, oameni care mediază conflicte, instituții care creează cadru pentru împăcarea oamenilor și cred că suntem cam toți cei pe care i-am enumerat în sală și mă bucur că suntem, pentru că asta înseamnă că medierea o să aibă viitor. Vă mulțumesc foarte mult și vă asigur că vreți, nu vreți, sunt alături de dumneavoastră. Mulțumim Alinei, mulțumim și pentru amenințarea că va fi alături de noi, fie că vrem, fie că nu vrem. Este de bun augur să dea Dumnezeu să primim amenințări de acest tip tot timpul. Următorul premiat este doamna prefecta Bucureștiului, Georgeta Gavrilă, care s-a remarcat printr-o campanie extraordinară de promovare a medierii care a avut loc în această vară chiar la sediul prefecturii. Doamna prefect! Bună seara, doamnelor și domnilor! Aș vrea ca să mulțumesc organizatorilor acestei gale pentru acest premiu de onoare care mi s-a acordat și eu îl iau ca pe o recunoaștere a deschiderii mele, așa cum am afirmat în diferite ocazii, pentru profesiile liberale, așa cum este și profesia de mediator. Și vreau să-l iau ca pe un gir, ca pe un cec în alb pentru viitoarea noastră conlucrare între Consiliul de Mediere și reprezentantul Guvernului în Capitală. Doresc ca să vă spun că voi fi cu urechile deschise și ușile mele vor fi deschise pentru dumneavoastră. Și aș vrea ca să vă transmit felicitări, mult succes și știu că veți aduce un suflu proaspăt în tot ceea ce înseamnă mediere, reconciliere și să sperăm cât mai puține conflicte. Vă doresc mult succes, încă o dată mulțumesc! Mulțumesc.
După campania de promovare de această vară la sediul prefecturii, am făcut o vizită și am văzut, am remarcat cu mare, mare plăcere pliante de promovare a medierii chiar în sediul instituției. Deci noi vă mulțumim, doamna prefect, încă o dată. Următorul premiu se ridică de către sau este decernat președintelui Instituției Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care are un rol foarte, foarte important în mediere, cu atât mai mult cu cât la acest moment sunt diverse propuneri legislative legate de mediere pe parte de mediu. Pentru domnul președinte va ridica premiul doamna Corina Lupu, director general. O poftim pe scenă. Bună seara! Sigur, domnul președinte Mihail Fucă nu a putut fi aici, de aceea m-am datat pe mine. Iertați-mă. Am să aprofundez domeniul dumneavoastră de activitate. Sincer, nu știu foarte multe despre el, dar în seara aceasta m-am lămurit și mai ales am întrebat deja despre cursuri. Ca absolventă de drept promiță mă fac mediator, că toată lumea pe lângă mine este. Iar domeniul nostru de activitate, acela de a implementa politicile de mediu, constituie pentru dumneavoastră, cred de asemenea, un domeniu de interes, pentru că întotdeauna avem conflict între cetățeni și agenții economici pe care puteți să le mediați. Mulțumesc frumos încă o dată. Mulțumim, doamnei director. Cu siguranță medierea și are un rol important în conflictele dintre agenții economici și persoanele fizice, dar și agenții economici din domeniul mediului și salutăm inițiativa doamnei de a deveni mediator. Următorul premiu se decernează unui membru al CSM-ului, pe care îl dorim ca ambasador al medierii în lumea justiției. Îl cunoaștem cu toții. Nici nu mai e cazul să-i menționez numele, nu-i așa? Domnului judecător Cristi Danile, pe care îl poftim pe scenă. Bună seara tuturor! Mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră, membri într-o profesie la, știu, promovarea căreia mi-am adus și eu contribuția, mai întâi ca și consilier al Ministrului Justiției când această lege se contura în cadrul Ministerului în anul 2006, apoi ca și purtător de cuvânt al unei importante organizații profesionale a judecătorilor, care a declanșat prima campanie națională de promovare a medierii în anul 2010 și, în fine, ca și membru în Consiliul Superior al Magistraturii, care și-a formulat un obiectiv clar de sprijinire a medierii. Și nu doar la nivel formal, la nivel declarativ, ci vreau să vă spun cel puțin 3, 4, dacă nu chiar 5 măsuri pe care CSM-ul le-a adoptat în ultimii 2 ani și jumătate. Am modificat regulamentul de organizare a instanțelor astfel încât acordurile de mediere care vin în perioada vacanței judecătorești să poată fi rapid instrumentate, fiind cunoscut faptul că, în special în timpul vacanței, vin mulți cetățeni străini plecați în străinătate și încearcă să-și regleze diverse conflicte, în special cele de familie în instanțe. În al doilea rând, am, în calitate de membru CSM alături de colegii mei, am avizat pozitiv mai multe proiecte de lege care au îmbunătățit cadrul dumneavoastră legislativ. Am adoptat chiar anul acesta o hotărâre prin care am obligat judecătorii care au rude printre mediatori să își declare posibilul conflict de interes pentru tocmai pentru a evita orice formă de bănuială asupra imparțialității noastre atunci când validăm acordurile de mediere.
În al patrulea rând, acum 2 sau 3 luni, am aprobat din nou modificarea regulamentului de organizare internă a instanțelor și am dispus ca toate hotărârile judecătorești prin care se încuvințează acorduri de mediere să apară publicate în cadrul portalului cu respectarea principiului confidențialității medierei. Nu este permis de lege ca hotărârea judecătorească prin care se ia act de acordul de mediere să fie publicată în întregime pe internet, tocmai pentru respectarea muncii dumneavoastră și, desigur, pentru respectarea legii. Și, în fine, ultima măsură pe care am adoptat-o în urmă cu 3 săptămâni, cred, a fost desemnarea la nivel înalt, adică la nivelul conducerii CSM-ului, a vicepreședintului acesteia pentru a participa la orice discuție, dezbatere în cadrul Parlamentului pe modificarea, îmbunătățirea cadrului legislativ al legii medierei și statutului profesiei de mediator. Așadar, un mesaj de susținere efectivă, fermă, din partea Consiliului Superior al Magistraturii pentru profesia dumneavoastră și un mesaj din partea mea, dacă vreți, personal, pentru susținerea și promovarea medierii. Cred mult în succesul acestei profesii, în ciuda aparentei opoziții din sistem, care vine doar din neînțelegerea profesiei de mediator, în ciuda aparenței de opoziție din partea altor profesii juridice care încă nu înțeleg suficient importanța medierii, vă spun că eu, ca și judecător, aștept multe medieri în instanțele din România. Să nu uităm că 85% din totalul cauzelor soluționate în România sunt cauze civile, nu penale. Sigur că ne uităm la televizor, vedem mai multe informații în legătură cu dosarele penale. Însă ceea ce judecă judecătorii în mod obișnuit, în special cei de la instanțele mici de fond, de la judecătorii, cele care sunt cele mai apropiate de cetățeni și problemele lor, sunt în primul rând cauze civile care se pretează la mediere până în 50.000 de lei, sunt raporturi de vecinătate, tot ce ține de posesie, grănițuire, proprietate, care se pretează la mediere, sunt cauzele de familie atât de sensibile, în care cred că este mai bine ca membrii familiei să-și regleze problema prin intermediul dumneavoastră și nu tranșându-le noi problema ca și judecători, sunt cauzele de protecția drepturilor consumatorilor și să nu uităm cauzele privind litigiile de muncă, care sunt extrem de numeroase, mai ales în situația dificilă economico-financiară prin care trece și România alături de celelalte state. Așa cum medierea are un succes foarte bun în vest și dincolo de ocean, cred că așa poate să aibă un succes și la noi dacă înțelegem cu adevărat că medierea nu este doar o afacere, sigur că fiind o profesie liberală, implică și un aspect financiar de business. Medierea, într-adevăr, are ca obiectiv să ajungă să convingă oamenii că este mai bine să se împace ei înșiși, să își regleze problemele așa cum consideră ei necesar și să nu apeleze în permanență la un terț, mă refer aici la judecători, care să tranșeze litigiul, să dea dreptate unuia sau să dea dreptate celuilalt. Așadar, mă onorează acest premiu prin care, iată, scrie aici frumos titlul onorific de ambasador al medierii. Da, vreau să fiu un ambasador al medierii și să susțin medierea. De altfel, cred că am mai multe premii și diplome din partea mediatorilor decât din partea judecătorilor. Dar aici am și eu un mesaj asemănător ca acel al doamnei deputat Alina Gorghiu. Dacă ei nu m-au vrut, eu îi vreau. Și așa încât am să fiu în continuare la fel de activ printre colegii mei judecători, convingându-i că este în beneficiul lor, dacă vreți, imediat să scape de anumite, între ghilimele, să scape de anumite dosare și este, desigur, în beneficiul societății să avem mai puține conflicte la nivel național. Vă mulțumesc mult! Mulțumim domnului judecător, care ne încântă ca întotdeauna. Mulțumim să auzim din nou amenințarea că va fi alături de noi. Da. Ne bucurăm să auzim că vor fi și propuneri legislative sau sunt și măsuri în favoarea medierii. Și aș vrea acum să trecem la următorul premiat, care vine din partea Înaltei Curți de Justiție și Casație, și anume doamna președinte Livia Doina Stanciu, pentru care va ridica premiul doamna Simona Cristea. Da?
O rugăm pe doamna Simona Cristea A. Seara. Doamna președinte, vă mulțumește foarte mult pentru acordarea acestui premiu. Din păcate, din cauza atribuțiilor de serviciu, nu a putut fi prezentă astăzi la acest eveniment, dar m-a rugat să vă transmit că vă dorește succes în activitatea dumneavoastră atât de utilă pentru actul de justiție. Mulțumim și felicitări organizatorilor! De multe ori ne-am întrebat dacă instituția avocat, dacă putem să punem semnul egalității între instituția avocatului poporului și mediator, nu-i așa? Avocatul poporului este și el un mediator, da, este mai exact un ombudsman care a sprijinit medierea, a participat domnul... avocatul poporului a participat adesea la conferințele ținute de către mediatori. Prin urmare, am dori să decernăm premiul domnului Anastasiu Crișu. Premiul va fi ridicat de către delegatul acestuia, doamna Ecaterina Teodorescu, adjunctul avocatului poporului. Mulțumesc în numele avocatului poporului, domnul profesor universitar Anastasiu Crișu, mediator Ecaterina Teodorescu, adjunctă al avocatului poporului. În activitatea pe care o desfășurăm, zilnic mediem conflictele dintre cetățeni și autoritățile publice. Vă mulțumim pentru această invitație și vă dorim succes! Deci premiul este mai mult decât bine meritat. Următorul premiat este o persoană cunoscută nouă tuturor, care a derulat programe de formare sau care a introdus în programele de formare profesională continuă ale magistraților și medierea și a sprijinit practic și promovat medierea. Premiul se acordă doamnei director al Institutului Național al Magistraturii, Octavia Spineanu Matei, care din păcate n-a putut fi prezentă și îl invităm pe domnul director să ridice premiul pentru dânsa. Bună seara! În numele Institutului Național al Magistraturii și al doamnei director Octavia Spineanu Matei, vă mulțumim pentru acest onorant premiu. Într-adevăr, în ultimii ani, Institutul Național al Magistraturii a încercat, atât cât i-au permis capacitatea și resursele bugetare, să promoveze medierea ca și soluție alternativă, ca și măsură alternativă de soluționare a litigilor. Vom face acest lucru și în continuare, atât în ce privește componenta de formare inițială, cât și sub aspectul componentei de formare continuă. Deși anul viitor prioritățile noastre vor fi altele, și anume formarea magistraților în domeniul noilor coduri, sperăm că și cu ajutorul Consiliului de Mediere și al dumneavoastră al tuturor, tema medierii să se găsească pe agendele de formare ale Institutului. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Cred că cei mai mulți dintre noi îl cunosc pe următorul premiat. S-a remarcat printr-o activitate publicistică cu privire la subiectul mediere. Deține un site care este cunoscut de către toți, juridice.ro. Deci următorul premiat este domnul Andrei Săvescu, pe care îl poftim pe scenă. Este domnul Săvescu,
Nu este, nu-i nimic, o să-i transmitem premiu. Următorul premiat este domnul Dan Mărculescu de la Universul Juridic, care de asemenea s-a remarcat prin activitatea publicistică pe partea de mediere și nu numai. Domnul Andrei Mărculescu? Nu este, o să-i transmitem premiul. Următoarea candidată, de asemenea, o cunoaștem cu toții. Din proprie inițiativă a realizat foarte, foarte multe emisiuni despre mediere. Vine de la Nașul TV, are emisiunea Bai Alexa, pe care am urmărit-o cu toții. Este o prietenă a medierii, a promovat în permanență medierea. O invităm pe scenă pe doamna Ionescu Alexa. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați acordat-o în această seară și pentru onoarea de a fi alături de dumneavoastră în această sală minunată și cu această ocazie minunată a celebrării medierii. Vreau să vă spun că am o admirație deosebită pentru mediatori, pentru faptul că sunt niște persoane cu un caracter extrem de puternic, fiindcă au această putere de a face diferența între problemele lor personale, între părerile lor personale, de a-și goli mintea, așa cum spunea părintele Traian Ciocan, în așa fel încât cu judecată limpede să împace două părți care la un moment dat par de neîmpăcat. Așa că vă admir, vă mulțumesc foarte mult. Emisiunea Bai Alexa este dedicată cetățenilor, informării acestora, așa că puteți conta oricând că voi fi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Următorul premiu se acordă unei instituții pe care o cunoaștem cu toții, ne-a fost prezent, a fost alături de noi întotdeauna, și anume Ager Press. Premiul va fi ridicat de domnul Ernest Andone, pe care îl rugăm să poftească pe scenă. Bună seara! După cum știți, Agenția Națională de Presă, Ager Press, este instituția etalon furnizoare de știri și imagini pentru mass media și nu numai. Această distinție, deci, în consecință, reprezintă o frumoasă apreciere pentru colegii mei de la redacțiile de știri și foto, care au încercat să prezinte cât mai echilibrat activitatea Consiliului de Mediere și vom fi în continuare alături la toate evenimentele importante. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru cuvintele frumoase și pentru... o luăm ca pe un parteneriat... promisiunea domnului Andone că va fi alături de Consiliul de Mediere și Mediere. Următorul premiu se acordă unei persoane care, cu eforturi personale, a contribuit la promovarea medierii. Vine de la instituția Radio România Cultural, și anume doamna Laic Lidia.
Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu care mă onorează și mă emoționează și acum mă obligă să vă spun câteva cuvinte, nu-i așa? Nu o să vă vorbesc despre meseria de mediator, despre mediere, pentru că dumneavoastră știți mult mai bine decât mine lucrurile acestea. Am să vă vorbesc despre experiența mea ca jurnalist care la un moment dat s-a intersectat cu acest subiect și a știut să descopere potențialul unei teme de interes pentru public, pentru ascultătorii de radio. Așa că am mers și am început să mă informez, am intrat pe site-urile de specialitate, pe net, n-am lăsat, bineînțeles, totul la nivel teoretic, am mers ca orice jurnalist care se respectă mai departe, am dezvoltat subiectul pe teren, am apelat la mediator și nu pentru că aș fi avut eu nevoie de mediator, ci ca să înțelegi de ce este bine să mergi la mediator. Vorbind cu dumneavoastră, cu mediatorii, am înțeles că profesia aceasta este o profesie tânără și o profesie care te obligă, o profesie dificilă. Și dumneavoastră, sigur, îmi dați dreptate, pentru că ai nevoie de un set de calități, de un set de aptitudini, unele cu ele te naști, pe altele le dobândești în timpul cursurilor și apoi le perfecționezi pe măsură ce te specializezi și exersezi această profesie. Până la urmă, eu cred că m-am descurcat, sper că m-am descurcat bine în legătură cu acest subiect și că i-am informat pe ascultătorii de radio și că acum ei știu mai multe despre mediere, fie că au nevoie să apeleze la un mediator, fie că pur și simplu vor să fie cât mai bine informați. Și am mai înțeles ceva. Am înțeles că putem vorbi mult în legătură cu medierea. Sunt multe lucruri de aflat la nivel teoretic și că, în plus, putem chiar noi să facem exercițiul acesta, să încercăm să-i ascultăm pe ceilalți, să fim mai răbdători cu cei din jur, să fim neutri, să fim imparțiali. Este un exercițiu care, cred eu, ne va ajuta nu doar ca mediatori, ci ca oameni. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Ultimul premiat al secțiunii oficialități și presă este, nu l-am văzut în sală, sper totuși să fie, Răzvan Vasiliu, producător de la Realitatea TV. Vine domnul Vasiliu să ridice premiul pentru Răzvan. Realitatea TV s-a remarcat prin emisiunile spuneam că Realitatea TV s-a remarcat prin emisiunile și premiile date, la fel ca și Nașul TV și mă voi opri și voi da cuvântul domnului Vasiliu. Țineam totuși să laud acest post. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, eu am un singur merit. Acela de acum 38 de ani să fie aruncat o sămânță rodnică. Sunt tatăl tânărului Răzvan Vasiliu, dar eu sunt un mediator cam de 47 de ani. Sunt actor la Teatru din Galați. Mediez frumosul, mediez iubirea cu spectatorii, cu dumneavoastră. În seara asta chiar fusesem invitat să vă spun glumițe și am spus, domnule, eu nu sunt paiață, bancagiu, am pregătit eu acolo niște fabule, ceva cu leu cel rău, cu maimuțica cea bună, cu... Dacă o să fie timp, o să vi le spun. Dar ascultând pe înaintașii mei, am fost foarte fericit că la mulți dintre miniștri au venit directorii să ridice premiul, așa și eu am venit să ridic premiul ministrului meu de acasă. Și am mai aflat ceva. Între marele mediator al țării și dumneavoastră e o mare diferență. Dumneavoastră vă puteți câștiga pâinea cu medierea. Dânsul o avea câștigată dinainte. Al doilea, vă doresc din inimă... să aveți ureche muzicală, pentru că un mediator
trebuie întotdeauna să ia acordul corect. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Vasiliu Tatăl și domnului Răzvan Vasiliu pentru activitatea sa de promovare a medierii. Promitem să avem o ureche muzicală. Cu acest premiu vom încheia sesiunea de decernare de premii către oficialități și presă. Vă mulțumesc! I am light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me.